Bun găsit, prieteni! În toamna anului trecut, Ducati s-a prezentat cu un stand impresionant la expoziția internațională de la Milano. Numeroase modele noi, din care 3 motociclete complet noi. Una dintre ele se află azi lângă noi și este Ducati Diavel 1260, o motocicletă născută să fie vedetă. Spun asta pentru că imediat după lansare, acest model a fost premiat de Academia de Design din Essen cu prestigioasa distincție Red Dot. Este al 3-lea model Ducati care primește în ultimii 10 ani această recunoaștere internațională. Apărut prima oară în anul 2011, Diavel a fost încă de la început un model de succes și s-a dovedit că în Statele Unite este motocicleta preferată a piloților de peste 50 de ani. Aceasta a doua generație a împrumutat motorul apărut 5 ani mai târziu pe ex-Diavel, Testa Stretta DVT. Un motor cu distribuție desmodromică variabilă. Motor care are acum 159 de cai, deci 7 cai în plus față de prima ediție a acestei generații. Soluția tehnică este foarte interesantă. Motorul este parte integrantă a șasiului, iar cadrul tradițional cu care Ducati ne-a obișnuit, tip grindă cu zăbrele, este prezent doar în partea din față. Este această structură roșie atașată de chiulasele motorului care face legătura dintre motor și jugul motocicletei. Cadrul se oprește aici. În partea din spate, tot de motor, este atașat sub cadrul și bascula, cuprinderea aflată în partea din spate prin intermediul a 2 plăci forjate. Astfel, sub cadrul și bascula sunt în spate, motorul e la mijloc și cadrul în față. Nu este prima motocicletă care are o astfel de soluție tehnică, dar în orice caz nu sunt foarte multe. Acest model este prezent în două variante. 1260 standard și 1260S. Modelul pe care l-am testat noi este S, dotat cu amortizoare de ultimă generație Öhlins complet reglabile și cu sisteme de frânare Brembo, modelul cel mai performant M50. În afară de asta, modelul S are în plus quick shifter și un alt board. Motorul produce o putere maximă de 160 de cai. Această valoare nu este impresionantă prin ea însăși, ci prin cum se simte, pentru că, spre deosebire de alte motociclete cu aceeași putere, Super Naked-uri, 160 de cai pe Diavel sunt oferiți la o turație maximă de 7500 de rotații pe minut. Asta înseamnă că la peste 5000 de ture când tragi de gaz, pur și simplu ți se ridică părul pe ceafă, pentru că, în afară de accelerațiile fulminante pe care le are, accelerații cu care nu te faci de râs pe niciun circuit lângă nicio motocicletă sportivă, sunetul motorului este înfiorător, rage ca un bivol înfuriat și, cinstit să fiu, nu știu cum au reușit să o omologheze, pentru că sună impresionant de tare. Poziția pe motocicletă este cât se poate de plăcută. Sau, mă rog, este poziția mea favorită. Șaua este comodă și destul de mare. Ghidonul este puțin în față, drept care ai o poziție ușor aplecată, ușor sportivă, iar scărițele sunt la mijloc. La chopper poziția asta se numește mid controls. Este poziția tradițională a scărițelor pilotului de când s-a construit motocicleta pentru prima dată. Fără exagerări, fără picioare în față, fără picioare în spate, modele sportive, este poziția de mijloc. Și în momentul în care accelerezi, faptul că această șa are spătar te ajută foarte mult. De asemenea, rezervorul fiind foarte lat în față îți oferă o protecție foarte bună și evident că doar capul, doar casca primește tot șocul aerului. Dar cred că o astfel de motocicletă nu este cumpărată să pleci până la Baia Mare pe ea. Este o motocicletă cu care îți faci plăcerea, cu care te bucuri fiecare clipă de accelerațiile spectaculoase pe care ți le oferă și cred că surprins pe alți motocicliști care folosesc motociclete sportive lângă tine și nu-și cred ochilor de ceea ce poate face acest Diavel. Proiectanții acestei motociclete au revenit la vechea dimensiune a anvelopei de spate, 240, și la prima vedere, cauciucul fiind atât de lat,
încurcă un pic, influențează manevrabilitatea. Ei bine, acest mic neajuns al anvelopei foarte late a fost corectat din sistemele prezente pe motocicletă. Amortizoare și frâne. Pe varianta S există, așa cum vă spuneam, cele mai performante modele de Öhlins și frânele Brembo, din nou, cele mai performante modele de serie. Motocicleta este foarte manevrabilă, cu mențiunea că este o motocicletă cu un ampatament de 1600 de mm, adică lungă. Cu toate astea, sigur că poți schimba direcția, dar nu e făcută să tricoteze în trafic. Nu schimbi benzile așa cum o faci cu o motocicletă mică sau cu un scooter. Concluzii. Ducati Diavel 1260S. Un motor performant, cu niște accelerații spectaculoase. Amortizoare foarte bune, frâne spectaculoase, o poziție plăcută, un design reușit pentru că este recunoscut internațional. Toate astea, un pachet care trebuie să-ți asigure zâmbetul pe față. Și ca să poți zâmbi când vrei tu, trebuie să plătești 22.550 de euro. E un zâmbet un pic mai scump, dar precis îl vei păstra tot timpul cât vei folosi această motocicletă. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!